Am găsit acest exemplar fain de cărucior de Lidl ascuns în niște boscheți acolo. Cred că l-a furat cineva și în imaginația lui era sigur că îl pitise foarte bine și că nimeni nu-l va descoperi. Dar l-am descoperit noi și am zis să dăm o cursă off-road. Între timp a apărut și o cățelușă. Ce vrei, fetiță? Mai vrei și cartofiori? Mamă, dar ți este foame rău. Am ajuns într-o splendoare arhitecturală din Constanța. Este o clădire simbol pentru secolul 19 și secolul 20 din istoria arhitecturală a Constanței. Hotelul Intim, care este legat și de numele lui Mihai Eminescu, care a stat aici 10 zile în iunie 1888, sper că n-am greșit data, dar mai ales este legat prin nume de Cercul Intim. Practic a fost o mișcare intelectuală, un soi de saloane ca cele ale Doamnei de Stel, în 1925, a luat naștere și care grupa intelectualitatea constanțeană. Aici se punea la cale soarta urbei. Metisajul dintre Art Nouveau-ul interioarelor și structura neoclasică a fațadei principale încă mai emană ștaiful perioadei interbelice. Pare genul de loc unde, după o noapte de pomină prin birturile din port, în exuberanța anilor 20, te retrăgeai cu ficatul mărit la un strop de liniște, înconjurat de o ghirilă de cartofori pregătită să-ți jupoaie portofelul. Bun, să vedem cum arăta o cameră din Hotel Indy. Am înțeles că sunt 21 de camere, fiecare cameră cu baie proprie. Și din 1990 n-am mai primit turiști hotelul. Bun, deci aici avem, să zicem, presupun că este exact o saltea originală. Cam așa arătau saltelele din Hotel Intim. Și aici avem exact o ușă originală. Uite, fii atent că avem aici. Da, avem cam asta, cred că era modelul, probabil n-am idee dacă era de la 1920. Așa, tipul ăsta de micuț candelabru de perete. Oare un merge? Nu, cred că merge să aprinde. Dar cred că ăsta exista în anii 80-90 sau după ce a fost naționalizat. Mergem spre ultimul etaj. Se ține foarte bine hotelul ăsta. Și nu văd tencuiala afectată în vreun fel de mucegai, ceea ce este uimitor.
Domnul X, îmi pare rău că nu am reținut numele ghidului nostru din imagine, ne conduce acum spre lumea subpământeană a hotelului, unde voi descoperi niște bolți din cărămidă desprinse parcă din hrubele otomane ale Brăilei. Ia să vedem. Aici a fost ăla pe cazanul de la centrală, pe păcură. Se simte mirosul de... Se simte păcura. Da, foarte puternic. Ia să vedem. A fost afară, era primul păcură. Era zidul ăsta zidit aici. Când am dispărut zidul, era în bază cât se vede camera asta plin cu păcură. L-am gărit și l-am scos afară. Da, e splendid. Și asta ce era? Ce e cu șențulețul ăsta? Nu știu, scurge ceva, că văd că e un canal aici, în apă. Nu știu ce are. Da, asta e... Asta e hrubă, de-a dreptul. Nu mai e subsol. Și văd că tot circulă. Mai multe. Uite, și pe aici se vede instalația. Asta ce-o fi fost? Un soi de boiler? Sau ce-o fi fost ăsta? La centrala veche. La centrala veche. Deci... O, este super. Da, 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 clar, clar. Vara aici, nu trebuie aia condiționată aici de vara. Deci am înțeles că el din 90 încoace nu a mai primit turiști nimic. Da, a oprit. Și el a mai avut vreo altă destinație în afară de hotel? N-a mai fost vreun restaurant, ceva? Zice așa, sub aura lui Eminescu la Constanța împreună cu Păstorel. Păstorel Teodoreanu fiind mare de epigramist, care fondatorul acestei reviste și asociației la Iași Păstorel. Se împlinesc în această lună de Cireșar, în iunie, 140 de ani de la întâia poposire a poetului în țară de mare, cea din urmă se va petrecut odată cu așezarea eternă, nu știu ce pe acolo. Eminescu s-a simțit bine la Constanța. Locurile și marea l-au mulțumit ca oaspete venit la Băi, prinzându-i totodată sufletul romantic. În scrisoarea trimisă Veronicăi Micre, pe 16 iunie 1882, 140 de ani în urmă, de la Hotel Engliter, pe aici, așa, unde a stat 10 zile, mărturisea. Constanța sau Küstenje este un mic orășel, dar destul de frumos. Nu are a face deloc cu Rusciucu, cu Rusciucu. Casele au o oarecare eleganță în clădirile lor, iar primăria, de când stăpânesc românii și există un consiliu comunal, a făcut foarte mult pentru rânduiala și frumusețarea orașului. O terasă pe țărm înalt dă o frumoasă priveliște pe toată întinderea mării și când luna e deasupra apei, ea aruncă un plen de lucire slabă care plutește pe o parte a apei. La anul să știi că venim amândoi, el și cu gagica așa, aici, că băile de mare întăresc și grăbesc bătăile inimii. La gara maritimă Constanța. Am insistat să venim aici pentru că aici are loc o scenă din unul dintre filmele mele preferate, Privirea lui Ulise, în care a lui Teo Angelopoulos, un uriaș regizor grec. Și scena are loc în 90 și ceva, 94-95, în care Harvey Keitel, care îl interpretează pe un regizor,
pe nume A, care pleacă prin Balcani în căutarea rolelor fraților Manachia, pionierii cinematografiei din Balcani, se pregătește să plece, să urce la bordul unui vas care transporta o statuie dezmembrată a lui Lenin. Statuia fiind, practic, stând culcată ca într-un coșciug. Și el urcă aici și este scena care vine cu Maia Morgenstern, iasă aici, mi se pare că se sărută, nu mai știu exact. Și știu că face ea gestul ăsta, când el se urcă, ea face așa zgribuită de frică, se auzea, era iarna în momentul în care ajung în Gara Maritimă. Și este exact același decor ca cel din 95. Bravo.